Stimați prieteni ai cărții, editura ePublishers este bucuroasă să vă poată oferi această frumoasă carte. Se numește De veghe în lanul de sănătate și sunt tablete de doamna Delia Budurcă, un gazetar și om de televiziune foarte talentat. În mod sigur veți avea multe de învățat din această carte și ca să aflăm ce anume vom învăța, vom ruga pe scriitorul Ștefan Dimitriu să ne spună mai multe. Mulțumesc! Vreau să vă spun, înainte de toate, că doamna Delia Budurcă este un om minunat, așa, și ca înfățișare, și ca scriitor, dar în principal este un om care s-a pregătit serios pentru această profesie, pentru această chemare. Este un om cu profunde studii economice, jurnalistice, de artă, de psihologie, adică întrunește toate aceste calități ca să ofere o carte cu adevărat interesantă, o carte pe care o consider eveniment. Pentru că privește lumea, societatea noastră românească de astăzi, dintr-un unghi, aș zice eu, cu totul aparte, din unghiul sănătății, în primul rând, trupești, dar, dincolo de asta, a sănătății morale, a sănătății noastre ca societate, ca oameni ai cetății. Și, din punctul ăsta de vedere, găsește, într-adevăr, unghiuri de incidență neașteptate. Cele 80 de tablete ale domniei sale se îndreaptă din diferite unghiuri, cum spuneam, asupra oamenilor din România, asupra societății, în ansamblul ei, propunând în cele din urmă soluții pentru o mulțime de defecte, să le spunem așa, pentru că chiar defecte sunt, ale organizării sistemului sanitar, ale organizării sistemului nostru de viață, ale faptului că suntem o societate dezbinată și că și asta constituie o boală a societății care trebuie tratată ca atare. Eu vă asigur că citind această carte veți adânci și mai mult lucrurile pe care le cunoașteți despre dumneavoastră, despre societatea în care trăiți și veți contribui dumneavoastră înși vă cu soluțiile pe care le găsiți la îndemână, pe care le gândiți și pe care le putem pune alături pentru însănătoșirea noastră ca oameni și, în primul rând, ca oameni sociali. Vă mulțumesc! Avem și un punct de vedere al unui doctor, da, profesionist din domeniu. Profesorul dr. Inel Popescu semnează o prefață în această carte, ca și domnul Ștefan Dimitriu de-al minter. Și din această prefață am cules acest fragment. Ansamblul acestor eseuri reprezintă până la urmă filozofia de viață a unui om care a trăit în mijlocul unui sistem de sănătate pe care trebuie să-l luăm așa cum este, fără prea mari iluzii, dar și să încercăm să-l facem mai bun. Dacă măcar o parte din cele propuse de Delia Budurcă se vor împlini, sistemul de sănătate din România va avea mult de câștigat. Vă dați seama că sunt idei valoroase în această carte și o să o rugăm și pe autoare să ne spună cum i-a venit ideea să scrie cartea, cum a reușit să o realizeze și, în general, care crede că este mesajul fundamental al acestei culegeri de eseuri? Mulțumesc că ați venit la lansare, în primul rând. Sunt bucuroasă să semnez această carte, care nu este un volum întâmplător. Reprezintă reflecțiile și efortul a 8 ani de muncă, de efort. Sunt tablete, o colecție de eseuri, care încearcă să propună și dumneavoastră diverse unghiuri de abordare, lucruri la care să reflectăm, să gândim
și să găsim soluțiile, pentru că acestea sunt întotdeauna noi. Sunt onorată de cuvintele extraordinare pe care le-a spus despre scrierile mele un scriitor consacrat de talia lui Ștefan Dimitriu, cu o operă frescă monumentală, foarte deosebită, pe care vă invit să o descoperiți dacă nu. Deci, faptul că domnia sa a spus despre cartea mea cuvinte frumoase și că scriu cu mână sigură a reprezentat o validare din partea unui reper. În această carte, de care vă spun, nu este întâmplător, n-am lansat-o, mi-am propus să scriu atâtea pagini ca să ajung și să lansez la Gaudeamus. Îi mulțumesc domnului Vasile Poenaru pentru că m-a sprijinit și a avut curajul să mă publice. Nu sunt niște scrieri întâmplătoare, sunt niște scrieri pe care le-am dorit atunci, pe care le-am dorit profunde și nu trebuie să vă speriați nici de seriozitatea lor, pentru că ideea mea este de a găsi inspirație. Mi-aduc aminte că sunt jurnalist, am fost odată la un eveniment și ne-a rugat să punem pe un tapanou să scriem pentru ce am vrea să fim ținuți minte. Și mi s-a părut interesant și atunci m-am gândit ce să scriu la numele meu și am zis pentru inspirație. Ideea este, mi-aș dori să găsesc inspirație, să caut inspirație și să o găsesc, să o pot oferi celor din jur. În acest scop este și această carte și emisiunea pe care o realizez la Nașu TV, se cheamă Portret. Caut oameni care au realizat ceva în viața lor, indiferent de domeniul de activitate, oameni de la care putem învăța ceva și de unde ne putem inspira. Cam asta ar fi cuvântul meu. Vă doresc să găsiți inspirație. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult și în acest moment deschidem sesiunea de autografe. Autoarea o rugăm să se așeze pe un scaun, îi facem loc la masă. Vă rog să cumpărați cartea și să veniți să luați un autograf. E o carte care vă va face mare plăcere și din care, așa cum spuneam la început, multe veți învăța. Vă mulțumim și vă invităm și la celelalte lansări ale noastre.